Ce poți să faci foarte rapid, partea asta de onboarding, e un email de bun venit și avem aici cu descarcă e-book-ul. Da, cred că am uitat înainte să vă spun. Când dai informațiile pentru lead generation, de ce este important să le dai pe email, să nu le dai pe thank you page? Pentru că providerii ăștia și Gmail în special și toți providerii de email marketing o să vadă că tu ca și sender, adresa ta de email de pe care trimiți e-mail-uri, are mail-uri deschise. Înseamnă că trimiți ceva ok și le spui oamenilor, verifică în inbox în următoarele minute și îți trimitem acolo. Încep să obișnuiești oamenii să-ți deschidă e-mail-urile pe care tu le trimiți. Dacă doar le trimiți și nu le spui nicăieri, n-ai... Merge? Da. O parte dintre aceștia o să le deschidă, o să meargă acolo. Restul nu. Dar în câțiva ani se obișnuiesc. Noi cred că niciodată nu le-am dat incentive-ul neapărat pe thank you page. Ok, să spui că alții nu deschid. Nu deschid. Nu suntem adepții a double opt-in, adică să intre utilizatorul, să primească, ok, dă acum o confirmare a faptului că vrei să primești e-mailul nostru. Ți-ai rupt baza de date. Nu. Ok, ai o bază de date foarte ok, doar că nu o să mai ai foarte multe adrese de e-mail. Cei care depun un efort pentru a obține, adică efort, e mult spus, dar fac câțiva pași, clici, stau, intră în e-mail, deschid, accesează, dau click pe un link. Au mult mai mari șanse să devină clienții tăi decât cei care doar stau. Și ce avem aici? Un caz de la un magazin online care vinde vinuri. Că să nu spunem că doar tot funcționează doar la noi. Merge. Deci avem partea de bun venit, descarcă, partea de educare, le dăm o bucată dintr-un articol de pe blog, restul să-l citească pe blog, și pe urmă le prezentăm ofertă. Asta se întâmplă exact în 3 zile. Și tu poți să ai practic această schemă evergreen. Ai setat odată, sunt 3 mail-uri, te folosești de conținutul pe care ai, de ofertele pe care le ai și ai lăsat acolo. Și pui să meargă. Asta ajunge pe e-mail. Aici este dus utilizatorul când spune profită acum sau profită azi și ajunge în pagina de produs sau poți să-l duci într-un landing page. Dar ca să simplificăm lucrurile, am dus în pagina de produs. Recomandăm landing page-ul.